Bun găsit, stimați telespectatori, la început de an 2021, când nu numai schimbarea numărului anului pe care îl parcurgem, dar și schimbarea vremilor care au venit acum mai dense decât altădată. Pentru că, așa cum bine știm, trecem toți printr-o pandemie. Ce putem să avem noi ca reacție și ca înțelegere a acestui fenomen social terestru? Și nu numai social, ci un fenomen care ține de sănătatea noastră a tuturor. Și atunci să ne raportăm la trecut, când au mai fost asemenea situații, au mai fost epidemii, au mai fost vaccinuri și au trecut după o vreme pe care Dumnezeu a rânduit-o. Dar înainte de a începe, așa cum ne-am obișnuit, să vedem cum mărturisitorii din temnițele comuniste, al cărui calendar îl avem aici în fața noastră, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Și e bine ca să avem memoria deschisă și atentă la cele care s-au petrecut în perioada comunismului ateu. De ce? Pentru că noi acum nu suferim cum au suferit ei în temnițe, în bătăi și în atâtea și atâtea nesfârșite drame și dureri cumplite. Și să auzim chiar mărturisirea lor în luna ianuarie. Avem câțiva mărturisitori pe care e bine să îi aducem din nou în atenție și în prezentul pe care îl parcurgem, pentru că ei tocmai despre asta vorbesc, despre ce se întâmplă acum. Și vedem pe 2 ianuarie. Este prăznuit Virgil Mateiaș, avocat care a fost întemnițat timp de 16 ani. Și locul nașterii în Grid, de aici, de lângă Făgăraș. Și iată ce spune domnul avocat care a murit în 1995. Spune așa: pe mine suferința îndurată m-a întărit, m-a apropiat de Dumnezeu și de mine însumi, am cântat-o într-o sumedenie de poeme simple, sincere și intime, pe care mă străduiesc să le adun și să le aduc dragii mei, ca pe cei mai buni și mai fideli prieteni ai îndepărtatei mele triste tinereți. Deci iată acest avocat, Virgil Mateiaș, din Grid, de lângă Făgăraș, vorbește despre suferința care l-a apropiat de Dumnezeu. Și o să revenim în minutele următoare asupra acestei extraordinare idei, suferința care te apropie de Dumnezeu. Tot în ianuarie, pe data de 4, părintele, preotul Florea Mureșan, care a fost întemnițat 4 ani, din locul, el s-a născut în Ciubanca din Cluj, și preot și profesor. A trăit între 1907 și 1961, când a murit în temnițele comuniste. Și iată ce spune părintele profesor Florea Mureșan: cea mai înaltă știință e să știi ca să trăiești sau e să știi să mori.
Dacă soarta te aruncă printre oamenii mișei, mai bine să te ucidă decât să trăiești ca ei. El a suferit în temniță și a avut această deschidere și înțelepciune de a privi temnița ca un loc care schimbă omul, schimbă mentalitatea și schimbă viața. Și iată ce spune ieromonahul Ion Volănescu, monah care a stat întemnițat timp de 8 ani și este prăznuit în 19 ianuarie. Mulțumesc-ți ție, Doamne, că am suferit puțin pentru tine. Ei mulțumește lui Dumnezeu pentru suferință. Toți Sfinții Apostoli au suferit, au suferit știind că în primul rând Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pe cruce. Așa că exemplul lor este un exemplu și pentru noi, care avem și noi acum o suferință de a nu putea să ne mișcăm, să umblăm ca până acum, a avea carantine, a avea această umbră care ne paște pe toți, ca nu cumva să luăm acest virus, și știm că sunt spitalele pline, știm că unii se vindecă, alții nu se vindecă, nu numai la noi, dar în toată țara. Dar acestea sunt îngăduite de Dumnezeu. Și vedem pe 23 ianuarie doamna Aspazia Oțel Petrescu, care la arestare era studentă și a fost întemnițată timp de 14 ani. Și ea a fost sărbătorită de revista Rost, Aspazia Oțel Petrescu, mărturisirea eroismului feminin. Eroismul feminin. Și o vedem și aici, în paginile acestei reviste. După 14 ani de temniță, iată ce cadou îi face o altă întemnițată. Îi spune așa: astăzi este ziua ta, zi senină ca tine, micuța noastră sfântă, cu inima ei te alintă, cu aleasă binecuvântare, la sfânta înălțare, să primești daruri bogate pe deplin meritate. Fiindcă din dragostea de cer și de țară ne împărtășești și nouă cu un belșugare, peste ani și peste zile, când eu poate nu voi mai fi, vreau să știi că întotdeauna în inima mea vei trăi. Și în singurătate și grijă rugăciunea mea te va ocroti. Cu dragostea Dumnezeu și de frați, niciodată nu va pieri. Iată o altă mărturie a temnițelor comuniste care au generat și au adus în realitatea noastră a poporului român suferințe sublimate, suferințe transformate în bucurie. Iată ce spune tot în 26 ianuarie domnul Cicerone Ioanițoiu, care a stat întemnițat timp de 10 ani. Zice o frază scurtă: un neam care nu ține cont de trecut și îl uită, încet, încet dispare. Iată un neam care nu uită de trecut și îl aducem în prezent ca să luăm aminte la ce s-a întâmplat, ca și noi să fim pregătiți, pentru că pământul, viața pe pământ, nu este altceva decât o luptă continuă cu suferință și cu închisoare și cu boli, prin care recâștigăm locul pierdut din rai la sfârșitul vieții noastre pământești.
Iată ce spune studentul Traian Popescu, care a stat întemnițat 16 ani și este prăznuit pe 27 ianuarie. N-ai dreptul să fii nefericit dacă nu știi cu adevărat ce este durerea. În viață nu există decât o singură disperare, pierderea credinței în Dumnezeu. Deci, ce legătură frumoasă, trăită și exprimată dintr-o experiență a faptului că legătura, credința cu Dumnezeu te ajută să treci peste toate și să nu îi acuzi pe cei care te pedepsesc sau te lovesc sau te ucid, pentru că ei nu știu ce fac. Și să spunem, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Și în sfârșit, pe data de 31 ianuarie, înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, care a fost până în 2011 mitropolitul Ardealului, al Crujului, spune și a stat întemnițat timp de 6 ani. Iată ce spune înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. Asta am făcut toată viața. Am învățat să folosesc arma răbdării și a iertării. Fără aceste arme, aș fi fost cel puțin nebun. În fața răbdării și a iertării, totul pălește și se așează încet la pământ. Răbdarea și iertarea îl ajută pe om să ajungă la bătrânețe negârbovit moral. Negârbovit moral. Îl vedem aici, în fotografia asta mititică, pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania și pe toți ceilalți. Și aceste realități ne fac să ne întărim și să nu blamăm pe nimeni de ce se întâmplă acum în România și în toată lumea cu pandemia, pentru că sunt îngăduite de Dumnezeu. Într-una din emisiunile trecute am vorbit despre cetatea lui Iov în carantină, când sărmanul Iov a fost bolnav de lepră din îngăduința lui Dumnezeu. Și cine are timp și dorința de a afla în adâncime să citească din Vechiul Testament cartea lui Iov, unde Dumnezeul Vechiului Testament, Tatăl Ceresc, Adonai Sabaot, Iahveh, cum era numit în Vechiul Testament, îi cheamă pe îngeri în cer să îi întrebe ce mai se întâmplă pe pământ. Și vin îngerii și spun cu amănuntul de popoare, de locuri, de tot ce se petrece pe pământ. Dar la această chemare a lui Dumnezeu vine și Satana, diavolul, el fiind îngerul căzut. Îl cheamă și pe el. Și Dumnezeu îl întreabă. Pe unde ai fost? Da, așa un răspuns aproximativ, dar Dumnezeu îl întreabă direct. Ce face dreptul Iov? Iov fiind împăratul din vremea aceea a vechiului popor Israel, unde toate erau înfloritoare, era liniște, pace, rodnicie, familii cu copii mulți. Iov însuși avea 10 copii alături de soția lui. Și vicleanul la întrebarea asta îi spune, păi ce să spună? Jertfește, să roagă, dacă i-ai dat atâtea, dar ia să-i iei din ele, să vedem ce face atunci. Și Dumnezeu îi spune, bine, ia. Într-o oră, două, diavolul a trântit cu puterea pe care o avea îngăduită de Dumnezeu, potop
peste toată țara lui, fulgere, trăznete, focuri, tâlhari care au venit și au prădat tot. Copiii lui au fost într-o casă și au fost răzniți și au murit toți. A fost o devălmășală totală. Și toți erau uimiți. De ce? Ce s-a întâmplat? Și Dumnezeu îi cheamă iară și îl întreabă, e, cum a fost? Păi, Iov ce a zis? N-a zis nimic, a zis asta, a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. N-a cârtit. Dar ia să te atingi de trupul lui, să vedem atunci ce se întâmplă. Și Dumnezeu a zis, bine, atinge-te de trupul lui, dar nu de sufletul lui. Și în momentul următor, Iov a fost bolnav și plin de lepră din cap până în picioare. Și atunci toată lumea, a, tu ești vinovatul, din cauza ta și a păcatelor tale am pătimit toți. Și l-au aruncat afară din cetate pe o grămadă de gunoi. Asta a fost o primă carantină din Vechiul Testament, când Iov a fost dat afară, dar el a continuat să zică, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și nu a cârtit, a mulțumit lui Dumnezeu și Dumnezeu, în pofida faptului că prietenii și soția lui cârteau și spunea, blestemă-l pe Dumnezeu ca să nu mai sufere atât. El a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și atunci Dumnezeu l-a vindecat, a răsplătit cu belșug toată țara lui, a avut din nou o familie numeroasă cu 10 copii și a rămas pildă pentru noi pentru că după aceea Iov l-a întrebat, Doamne, dar de ce ai făcut asta? Și Dumnezeu, dacă luați și citiți Vechiul Testament, cartea lui Iov, îi explică în pagini nenumărate cum a gândit și cum a dat naștere întregului univers de la planete, stele până la firul de iarbă. Și atunci, de aici noi deducem că pandemiile, epidemiile sunt îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și avem acum aici și o mărturie a părintelui nostru Arsenie Boca, care în cartea sa Cărarea Împărăției, pe care vă recomand să o citiți cu toți, Cărarea Împărăției, pe care ne aflăm și noi, dar nu cumva să ne rătăcim pe această cărare și vedem cum zice așa. Când? Pentru că are aici, la pagina 24 și aici, la pagina 26, trei pagini, subtitlul În pustia carantaniei. Carantania este acest loc din Țara Sfântă, unde este acum o mănăstire de monași, de călugări, și unde s-a întâmplat această minune dumnezeiască pe care e bine să o știm cu toții. Anume, după ce Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan de Sfântul Ioan Botezătorul, a postit 40 de zile și i s-a arătat diavolul și l-a urcat pe muntele Carantania și i-a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestea să se transforme în pâine. Și Mântuitorul i-a zis, nu numai cu pâine se hrănește omul, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci asta a fost prima poruncă, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu.
Și după aceea, a doua ispită. Dacă tu ești Fiul Dumnezeu, l-a urcat aici pe o înălțime, pe acoperișul templului și dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici și vor veni îngerii să te ajute. Și i-a zis, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci noi să avem grijă să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu și să nu îl ispitim pe Dumnezeu cu născociri care nu sunt ale noastre. După care l-a dus pe vârful acestui munte și a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, închină-te mie și toate câte le vezi, ți le voi da ție. Asta i-a spus. Iar Iov, iar Domnul nostru Iisus Hristos i-a spus, scris este să nu te închini nimănui altcuiva decât Domnului Dumnezeului din ceruri. Și după aceea, diavolul a dispărut. De ce vă spun lucrurile astea? Și le-am mai spus și cu altă ocazie. Pentru că trebuie să înțelegem că dacă prima poruncă al Domnului nostru Iisus Hristos a fost răspunsul la această chemare a diavolului să transforme pietrele în hrană și a treia, închină-te mie și toate câte le vezi, ți le voi da ție, arată că lui i s-a dat putere aici pe pământ, dacă l-a ispitat pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne ispitească pe noi toți, pe absolut toți, cu alte și alte propuneri. De aceea noi să fim atenți și să vedem, să înțelegem și să citim și cartea Cărarea Împărăției a Părintelui nostru, Sfântul Ardealului Arsenie, unde spune aici, chiar când este vorba de Carantania. E bine de observat că Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu. Căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul a aruncat din ceruri. Asta a fost la început. Iisus a venit să se lupte cu diavolul ca om adevărat, întrucât numai așa ne putea împinge la toată îndrăzneala câtă trebuie, să ne împingă și pe noi. Iar câștigând, ca om, o biruință dezăvârșită asupra lui, biruința ne-a dat-o nouă în dar, dar numai dacă ne luptăm și noi cu el. Cu biruința sa, Mântuitorul ne-a învățat și pe noi meșteșugul războirii, ne-a dat cunoștința și ne-a dat și puterea să ne războim cu diavolul. Deci el e meșteșugul, cunoștința și puterea, Dumnezeu. El e modelul de luptă, Hristos, cât ține cărarea împărăției. Ca să urcăm pe cărarea împărăției până la Dumnezeu, trebuie să trecem mereu prin asemenea încercări. Mântuitorul a și venit ca să sfărâme lucrurile diavolului și să surpe stăpânirea lui în care ținea pe oameni, atunci când a venit, acum 2000 de ani. Astfel, când l-a ispitit în pustia Carantaniei ca să facă din pietre pâini, căci flămânzise, el, Dumnezeu, l-a bătut cu scriptura zicând, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne hrănim în primul rând cu cuvântul lui Dumnezeu din cele scrise în Noul Testament și în Vechiul Testament. Dar diavolul n-a renunțat la luptă, ci l-a ispitit iarăși cu strălucirea tuturor împărățiilor pământului,
cu slava puterii politice, zicând Domnului, ție îți voi da toată puterea și strălucirea ei, că mi este dată și o dau cui vreau. Spune diavolul lui Hristos. Deci dacă tu te vei închina mie, toată ți-o dau ție. Privitor la aceste cuvinte semețe ale ispititorului, Sfântul Chiril al Ierusalimului se întreabă dacă a mințit Satana atunci sau silit de Dumnezeu a spus adevărul. Ci răspunzând Iisus, l-a bătut grăind din Scripturi. Scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai pe El unul să-L slujești. Când s-a văzut diavolul bătut din Scripturi, a luat și el Scriptura, că știe și el Scriptura, însă diavolește, deoarece mintea lui, fiind nebună, strâmbă înțelesul oricărui cuvânt, de vreme ce el nu stă în adevăr, ci în minciună. Așa îl duce pe Iisus pe aripa templului din Ierusalim, zicându-i, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci este scris că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să izbești cu piciorul de vreo piatră. Atunci Iisus i-a tăiat scurt și ispit aceasta răspunzându-i. S-a zis în lege să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și după ce sfârșit toată ispita, diavolul se duce de la el până la o vreme, semn că a mai venit și sub altă formă. Acestea sunt scrise de părintele nostru, Sfântul Ardealului, Arsenie Boca, pentru ca și noi astăzi în lume să știm că El va veni în continuare, la fiecare dintre noi, până la sfârșitul vieții, când îngerii vor veni să ne ia sufletul și să ne-l ducă în rai. De aceea e bine că anul acesta a început în această frumoasă și importantă deschidere din dicționarul celor din închisori care au suferit, ca să fie și pentru noi o lecție de suferință și să nu avem niciodată împotriva cuiva vreun gând rău, ci dimpotrivă să împlinim porunca a 11-a, iubirea vrăjmașului. Când vrăjmașul simte iubirea, iubirea l-arde, îl topește și se schimbă. Și atunci să spunem așa, ochii gândului deschidem, Doamne, ca să pricep tainele tale ce se desfac din muguri în petale de aripi îngerești florale unduite în plutiri spirale dinspre lumile astrale. Deschidem fereastra cugetului larg ca să mă avânt pe-al curcubeului catarg, împodobit cu pânza giulgiului tău sfânt ce te-a înfășurat sub piatra de mormânt. Acolo, între cele trei iubiri de Dumnezeu, de aproapele și de vrășmaș, tainic să lășluiesc acele fericiri spre care ne-ai chemat să fim părtași. Vrășmașul îmi va aduce fericirea când îmi va simți iubirea de care niciodată n-a știut, după o viață în care toate l-au durut. Și atunci iubirea se înmulțește, crește, iar vrajba în lacrimi pline se topește. Astfel și în inima lui va înflori un cânt. Acum ai primit sămânța ta de sfânt. Și noi trebuie să știm și să primim semințele noastre de sfinți, fiecare la locul lui, după puterea lui, după trăirea lui, după spovedaniile și împărtășanile pe care le avem și după viața creștinească pe care o ducem. Pentru că, iată, în emisiunea viitoare o să vedem cum principesa
Ileana a României, ajutată de părintele Arsenie Boca, îi vedem aici pe amândoi în această fotografie, mitropolitul Nicolae Bălan, principesa Ileana în ie populară românească și aici părintele Arsenie Boca. Și principesa Ileana din familia regală a noastră a României a ajuns, după ce a avut o familie cu mulți copii, să-și vândă coroana cu diademe, să se călugărească, să devină o monahie și să ridice o mănăstire în Statele Unite ale Americii. Iată cum Dumnezeu lucrează și schimbă direcția oamenilor de la bogăție, de la regalitate, de la înalte stări de putere și sociale la smerenia monahală. Și principesa Ileana a devenit monahia Maica Alexandra, despre care vom vorbi în emisiunea viitoare. Până atunci, să avem grijă să nu ne războim cu nimeni, să avem apropierea cât mai strânsă și cât mai puternică cu bisericile noastre, chiar dacă sunt închise, dacă nu putem să mergem cum mergeam înainte, ci în diferite condiții de distanțare și de număr, să ne deschidem noi bisericile noastre. Casa noastră, putem să avem un colț cu o candelă aprinsă, cu sfinte icoane, unde să ne rugăm și mai ales să ne deschidem biserica din suflet și din inimă, unde dacă vine Duhul Sfânt și îngerii și Domnul nostru Iisus Hristos, biserica aceasta din noi, din sufletele noastre, din inimile noastre, din viața noastră și a familiei, ne ajută să trecem peste orice pandemie și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne vindece cum l-a vindecat și pe sărmanul Iov de lepră. Și atunci cu toții vom avea aripi să zburăm cu toții la ceruri, să urcăm treptele raiului, unde ne așteaptă Domnul nostru Iisus Hristos, toți îngerii și toți sfinții Lui și Maica Domnului, care este, o vedem aici, ne apără pe toți și pe cei din închisoare și pe cei care îi dăm mulțumire și recunoștință pentru grija pe care ne-o poartă, ca astfel să putem să spunem tuturor celor din jurul nostru: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și ajută-ne și pe noi să mergem pe cărarea împărăției pe care o vom continua în emisiunile noastre viitoare. Până atunci, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.